Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Exprim Time for Business. Suntem în luna decembrie, continuăm seria interviurilor cu reprezentanți din piața de asigurări care ne vor spune cum încheie anul acesta, ce așteptări au de la 2016 și cum văd perspectiva de dezvoltare a pieței de asigurări. Astăzi alături de noi domnul Antonio Babetti, director general Globasic Broker. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! După cum spuneam, ultima lună acestui an, iată Crăciunul bate deja la ușă, după cum vorbeam, putem vorbi și despre rezultatele de final de an pentru piață, dar sigur pentru Globasic în mod special. Cum a fost 2015 pentru dumneavoastră? Cum simțiți că se încheie? Noi spunem că a fost un an bun. Atât din punct de vedere al reglementărilor din piață, cât și din punct de vedere al rezultatelor companiei. Sperăm că vom încheia, bine, mai avem o lună de zile până la sfârșitul anului, sperăm să încheiem acest an cu o creștere undeva în jurul a 45%, similar cu, sau oarecum egal cu anii precedenți. Se pare că această plajă între 40% și 50% oarecum ne aflăm în zona de confort privind creșterile. De altfel și pentru anul viitor, cam pe la același nivel ne situăm obiectivele. Al câtelea an consecutiv de creștere de aproximativ 40-45%? Al șaselea an consecutiv. Deci putem spune că în urmă cu 6 ani ați pus pilonii creșterii și acesta se concretizează de la un an la altul. Bun, deci pentru 2016 o creștere similară, estimați. Alte așteptări de la 2016 vă așteptați să fie un an mai greu, mai ușor? Sunt mai multe teorii, atât ale mele cât și a colegilor din piață. Putem face atât previziuni cât optimiste, cât și ceva mai sumbre. Acum vom vedea ce ne va rezerva anul 2016. Noi începem cu așteptări, să spunem, cu optimism. Optimism. Mă aștept ca piața să se maturizeze, ca piața să se așeze, atât pentru întreaga piață de asigurări, cât și cea de brokeraj. De fel, eu sunt optimist și cred că aceste schimbări care se vă anunță și în anul 2016 vor aduce doar lucruri bune pentru piață. O creștere de 40-45% mie mi se pare un motiv de optimism și chiar vreau să vă întreb care au fost principalele segmente de asigurări care au reprezentat motorul de creștere în 2015? Pentru Globasig, motorul acestor creșteri sau motorul acestui avans luat au reprezentat asigurări de răspundere. Răspunderile de atât civile, generale, cât și cele profesionale. Pe lângă această linie, asigurările property au reprezentat iar un motor de creștere, precum și cele casco. Însă inevitabil aduc în discuție și asigurările RCA. Cu toate că nu este o prioritate pentru noi RCA-ul, fiind un broker de rețea ce nu deține o pondere foarte mare de RCA, dar în urma ceea ce s-a întâmplat cu Astra Asigurări, coroborat cu tendința anumitor asiguratori din ultimii ani de a aduce tarifele acestor asigurări în zona de profitabilitate, s-a ajuns ca tarifele RCA să crească semnificativ și astfel, fără să vrem, să reprezinte și RCA-ul motor de creștere. Deci un motor nu neapărat dorit, dar o parte din angrenajul care a dus la acest rezultat. Exact. Puteți spune că această rețetă a orientării pe altceva decât auto este o carte câștigătoare pentru Globasic? Pentru noi este o carte câștigătoare. De altfel, de la începutul proiectului nostru și în special al meu, pentru că firma este înființată în anul 2002, eu ocupând poziția de director general începând cu 2009, pot spune că de la început ne-am propus să ne axăm pe alte tipuri de asigurări. Însă trebuie să luăm în considerare și asigurările cea. Ați menționat ca primul motor de creștere asigurările de răspundere civilă. Am avut, din păcate, recent, chiar în urmă cu o lună, un eveniment care a marcat întreaga Românie, e vorba de cazul de la Colectiv, și care, din punct de vedere al pieței de asigurări, se pare că a atras atenția asupra nevoii de asigurare de răspundere civilă, în special pe partea aceasta corporate. Ați sesizat o creștere a cererilor pe acest segment de produse? Ați avut întrebări, poate, suplimentare de la clienții corporate? Ca și feedback primit de la colegii mei, atât personal cât și cel primit de la colegii mei,
Pot spune că a existat oarecare creștere a solicitărilor pentru acest tip de asigurări, dar nu una extraordinară, să-i spunem. Din păcate, acest eveniment nefericit la nivel a fost mediatizat, dar încă nu s-a propagat și în cererile ulterioare la un nivel la care să resimțim acest lucru. Ne dorim și noi, măsura în care este posibil, să informăm pe cât posibil și noi, la rândul nostru, clienții de existența acestor pericole, numai că, în primul rând, trebuie să conștientizeze aceștia riscurile la care se supun, neavând chiar și pe segmentul de asigurări o poliță în vigoare. Dar în acest moment, în piața de asigurări, partenerii dumneavoastră asigurători au produse adaptate la nevoile acestor clienți? Sunt ele încadrate în categoria produselor care acoperă riscurile necesare? Sunt și la un preț accesibil? Adică astfel încât clienții aceștia, pentru ei chiar să reprezinte o opțiune viabilă să-și iau o asigurare de acest tip și multe altele pe lângă? Da, asiguratorii au astfel de produse care să acopere aceste nevoi, să acopere aceste riscuri. Cât privește prețul practicat, acesta este unul, cred eu, flexibil. Și credem cu tărie că în urma acestui eveniment, cum am spus, nefericit, asiguratorii vor arăta oarecare deschidere către astfel de tipuri de asigurări și o flexibilitate ceva mai mare privind tarifele. Probabil că vom vedea în 2016 o evoluție mai clară pe acest segment, fie în creștere, fie în stagnare, ne vom putea face o idee mai clară. Revenind acum la piața de brokeraj în asigurări, cum vedeți dumneavoastră perspectivele de dezvoltare în 2016, ținând cont de toate reglementările care s-au făcut în 2015, de ce nu și de alte opinii din piață, de tendințe care sunt urmate de competitorii din piața de brokeraj? Așa cum a spus și dumneavoastră, reglementările din 2015, dar și din 2014, vor fi urmate și de altele. Ne așteptăm ca în continuare piața de brokeraj să fie reglementată. Aceste schimbări au dus, pe de-o parte, la o profesionalizare mai mare a forței de vânzări, a brokerilor în sine, la o capitalizare, prin acea măsură de majorare a capitalului, dar și de o consolidare a poziției pe piață. Pentru anul 2016-2015, dar și pentru anul 2016, prevăd eventuale creșteri ale pieței de brokeraj. În schimb, vom vedea ce se va întâmpla din 2017. Vis-a-vis de acel an, am ceva rețineri că piața de brokeraj va mai crește. Pentru 2016, această creștere o vedeți mai mult venind dinspre sectorul de corporate sau sectorul retail? Dacă mediul economic va continua să aducă creșteri, atunci și segmentul de corporate va avea un cuvânt important de spus. Dacă nu, tot retailul va fi generatorul principal de venituri. Cum rămâne însă cu necesitatea majorării capitalului social? Se vorbește deja despre o împuținare a numărului de broker din piața românească. Credeți că va fi o tăiere semnificativă, ca să spun așa, din numărul de actori din această piață? Se va ajunge la o concentrare, poate mai mare, sub umbrela câtorva branduri? Înainte să vă răspund, o să menționez că GlobalSig a efectuat majorarea de capital social la începutul lunii iunie anului 2015. Cât privește întrebarea adresată, eu personal mă aștept la o diminuare a numărului de jucători de pe piață. Cred eu că undeva pe la 200-250 de jucători vor rămâne în decursul anului 2016 pe piață. Și cu restul ce se va întâmpla? Exact cum ați estimat și dumneavoastră, cred că o mare parte din aceștia își vor găsi locul sub umbrela acestor branduri de care spuneam. GlobalSig chiar a preluat sub umbrela sa, dacă tot e să folosim acest termen, până acum 5 brokeri de asigurare. Bun, deci s-a transformat într-o parte a strategiei de dezvoltare a GlobalSig. Am adaptat-o oarecum la aceste reglementări ale pieței.
Adaptarea, până la urmă, e una dintre esențele supraviețuirii. Exact. Așa că e bine că ați identificat oportunitatea. Nu sunt, ca o completare, nu sunt jucători de talie foarte mare, dar sunt cei care oarecum s-au pliat pe valorile și pe obiectivele companiei noastre, în special broker care nu avea o pondere foarte mare a asigurărilor RCA. Bun, deci vă păstrați în continuare linia exact. De prepondere non-auto. Exact. Că toți suntem la acest subiect, în 2016, pe ce segmente de asigurări mizați pentru menținerea nivelului de creștere? Voi începe prin a vă spune că principalul segment este cel non-auto. Mai mult n-am spus non-RC, am spus non-auto. În special aceste răspunderi cu care încercăm să creștem și anul acesta, property, dar și asigurări de viață și sănătate. E un subiect sensibil acesta. În general, brokerii din România nu sunt atât de concentrați, să spunem, pe vânzarea de asigurări de viață și sănătate. La GlobalSIG vedeți un pic diferit situația? Investiți mai mult în această direcție? Începând cu anul 2015, am început să investim în acest segment, să-i spunem așa. Da, este adevărat ce spuneați dumneavoastră, că noi ca și broker nu ne-am orientat foarte mult către aceste tipuri de asigurări. Această orientare presupune o investiție pe măsură, presupune o schimbare a mentalității întregii rețele. Pregătire specială. O pregătire specială, cea la rândul ei necesită investiții pe măsură. Dar cred eu că ușor, ușor brokerii își vor schimba optica. Noi deja am făcut-o începând cu anul 2015 și chiar pe acest segment am generat creșteri de peste, ieșit puțin din media noastră de 45% de zona noastră de confort și am mers către 80-90%. Iar pentru anul 2016 chiar mizăm pe aceste tipuri de asigurări, viață, sănătate și accidente angajați, în măsura în care vom putea să și conștientizăm la rândul nostru eventualii angajatori de necesitatea unor astfel de beneficii acordate angajaților. Vedeți așadar o creștere în direcția aceasta pe segmentul corporate, nu neapărat pe partea de retail. Mai mult pe segmentul corporate. Și cum vedeți mai degrabă asigurările de sănătate ca fiind mai ușor de vândut, să spunem, și apoi acesta să tragă după ele și segmentul de viață? Sau invers? În experiența... Puțină experiență pe care avem pe acest segment, cam asta ar fi circuitul, să-i spunem, întâi prin asigurări de sănătate, să mergem mai departe și către asigurări de viață. Acum vom vedea exact ce ne va rezerva perioada imediat următoare. Vizați cumva și noi produse, să spunem, poate produse co-branded cu anumite societăți de asigurări pentru 2016? Da, și răspunsul e răspicat da. Deva la jumătatea anului 2015 am încercat să identificăm astfel de asigurări. Cred eu că undeva prin luna martie, aprilie anului 2016 vom putea să venim cu una sau mai multe propuneri către asiguratori în acest sens. Referitor la vânzările online, cât de există în strategia de dezvoltare a GlobalSIG o componentă dedicată vânzărilor online? Da, a existat și până acum, dar pe o piață nereglementată nu am făcut pașii necesari. În schimb, începând cu luna septembrie, de când a fost august sau septembrie, de când a fost publicată norma privind comercializarea produselor de asigurare în mediul online, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016, am desenat, creionat o strategie și pe acest segment. Piața avea nevoie de astfel de reglementare, de altfel o așteptam de ceva timp. De ce spun asta? Pentru că trebuie să ne gândim atât la securizarea procesului în sine de vânzare, dar și la furnizarea tuturor informațiilor către clienți. Cum spuneam și în un interviu anterior, dacă ne uitam și analizam piața de asigurări, în special pe segmentul de online, erau foarte multe site-uri care vindeau astfel de tipuri, iar nivelul informațiilor furnizate, oricare ar fi acela, era unul redus.
Așteptați ca 2016 să fie anul în care începeți să, să vă dezvoltați și în această direcție? Sau e nevoie de mai mult timp? Nu, chiar suntem pregătiți ca începând cu 1 ianuarie să putem începe propriu-zis dezvoltarea pe acest segment, aliniindu-ne la prevederile acestei norme și înțelegând că atât consumatorul cât și interesele acestuia sunt oarecum primordiale. Considerați că publicul din România, clienții dumneavoastră, sunt pregătiți pentru asigurări online? Nu cred că sunt foarte pregătiți, cu toate că dacă ne uităm în celelalte țări europene, special vest-europene, vedem că nivelul la care au ajuns achizițiile de asigurări în mediul online este unul foarte ridicat și oarecum dacă ne dorim o aliniere din toate punctele de vedere la Uniunea Europeană, să spunem, la țările din care fac parte Uniunea Europeană, atunci va trebui și pe acest segment să tindem tot către acolo. Vă propun să trecem puțin la asigurările de locuințe. Segmentul property, înțeleg că este un segment important în portofoliul GlobalSig. Am avut în această toamnă schimbări legislative, în această vară, toamnă, schimbări legislative și pe acest segment. Feedback-ul pe care l-ați primit din rețeaua GlobalSig a fost îngreunată în vreun formă vânzarea de asigurări, atât obligatorii cât și facultative, sau poate a fost impulsionată vânzarea de asigurări de locuință ca urmare a modificărilor legislative? Dacă ne referim strict la PAD, eu nu mi-am schimbat părerea de la apariția acestei entități PAID. Iar această opinie era că eu cred că legea era de ajuns să spună că este nevoie de o asigurare obligatorie la 10 sau 20.000 de euro după caz și cele 3 riscuri aferente, completată de niște măsuri contravenționale, în speță o amendă. Și evident, aplicarea acestora, pentru că știm că la nivel național, nu știu dacă există câteva localități unde într-adevăr s-au pus în aplicare aceste contravenții, să le spunem așa. Cred că o actuală formă poate impulsiona piața și putem să ajungem la un grad ridicat de penetrare. În timp se va ajunge, pentru că atât mediatizarea, cât și eforturile tuturor celor angrenați în piață vor da aceste rezultate, dar poate nu în timpul pe care l-am și-l dorește toată lumea. Poate în câțiva ani vom ajunge la un grad de penetrare de poate 80-90%, dar nici de cum în anul 2016. Dar ați întâmpinat, să zic așa, dificultăți în procesul de intermediere? Cazuri concrete, de genul clienți care să vină să-și ceară o asigurare facultativă și să le spuneți cu maximă sinceritate că fără a face dovada poliției PAD nu-și pot lua facultativă și clientul, nu știu, să nu poată face dovada, să nu vrea să-și ia PAD sau poate să aleagă să-și ia doar PAD și să nu mai vrea facultativă. Sunt foarte multe cazuri. Vreau să văd dacă există o tendință, Există o tendință de a înțelege oarecum greșit problema, pentru că o astfel de poliță i-ar acoperi toate bunurile și toate riscurile, sunt acoperite toate riscurile care s-ar supune. Și aici intervenim noi în a le explica acestora că dacă te inundă vecinul, degeaba ai PAD. Exact. Și cazurile uzuale de riscuri precum ar fi inundația de la vecini sau de la conducte, incendiile, exploziile, precum și furtul, haideți să fim realiști, furtul din locuințe, nu sunt acoperite de această poliță. Câteodată reușim, câteodată nu, dar acesta este rolul nostru de a consilia clienții și de a le explica că este necesar și încheierea unei polițe facultative. De aceea spun și revin la început, cred că o formă a legii, exact cum am spus-o, în care doar exista obligativitatea de a încheia o poliță de asigurare la aceste limite de sumă asigurată, precum și la cele 3 riscuri, era de ajuns pentru piața de asigurări. Aș încheia cu o întrebare care vizează mai mult experiența dumneavoastră de ani de zile în piața de asigurări, raportată la momentul acesta în care ne aflăm. Simțiți că pe vreunul dintre segmentele de asigurări de la noi există o nevoie anume de reglementare în plus, de schimbare a atitudinii asigurătorilor? Sau care simțiți dumneavoastră a fi așa punctul spinos la final de 2015? Exact cum spuneam, piața mai are nevoie de multe reglementări.
tindem către normalizare, tindem către maturizare, iar punctul spinos de care spuneați, eu cred că în continuare rămâne comunicarea. Comunicarea de toate aceste entități din piață, că vorbim de instituția de reglementare, că vorbim de asigurator, că vorbim de brokeri. Comunicarea stă la baza eventualului progres. Sunt mai multe aspecte ce pot fi dezbătute, dar mă rezum la a spune doar că... Comunicarea și cooperarea. Și cooperarea, evident, cooperarea. Foarte bine, m-ați completat aici. Bun, așteptăm de la 2016 poate un an cu mai multă comunicare și mai multă cooperare și de ce nu cu rezultate care să se și vadă cât mai repede. De la Globasic, de ce nu așteptăm și poate un interviu cu rectificare în care să ne spuneți că în al șaptelea an ați mai avut o creștere de 45% și de 60% sau poate chiar mai mare, ați depășit pragul. Totuși din zona noastră de confort, exact cum am zis, noi învățăm ca la fiecare etapă să o gestionăm, să vedem dacă suntem pregătiți să putem, exact cum am zis, gestiona o creștere mai mare decât ceea ce ne propunem. Vă mulțumim foarte mult pentru opinii, așteptăm cu siguranță o discuție viitoare, să vedem în ce măsură 2016 se conturează așa conform perspectivelor. Mulțumesc și eu și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, ne revedem joi la Exprim Time for Business.